Se crede că nu există viață pe Marte, dar oamenii se înșală. Numele real al planetei este Barsom și există viață. Zodanga, orașul prădător, continuă să distrugă totul în jurul său și să se cătuiască barsum de energie. Doar marele oraș Helium rezistă și rămâne ferm. Într-o zi, navele duc o bătălie crâncenă, când dintr-o dată o rază de energie albastră distruge toate navele, cu excepția navei lui Saptan, conducătorul lui Zodanga. Trei oameni cunoscuți sub numele de Tern, conduși de sang, se apropie de Saptan și de un misterios gadget albastru care permite să tragă de energie. Tern explică faptul că sunt reprezentanții zeiței care a ales să-l sprijine pe Saptan. Între timp, pe pământ, în 1880 John se plimbă pe străzile din New York și observă cum bărba misterios îl urmărește. El se oprește apoi la un magazin pentru a trimite o telegramă. Ceva mai târziu, Ned primește o telegramă de la unchiul său care îi cere să fugă pentru a-l salva. După ce ia trenul, Ned ajunge la casa lui John și întâlnește un avocat care îi spune că John a murit pe neașteptate și a lăsat totul lui Ned. Trupul său a fost așezat într-o criptă care nu poate fi deschisă decât din interior. Există de asemenea un jurnal vechi pe care John l-a lăsat pentru Ned. După plecarea avocatului, Ned începe să citească povestea care a început cu 13 ani mai devreme. După războiul civil, în Arizona, John era un fost capitan al armatei confederate în căutare de aur, deși nu a găsit încă prea mult. După ce își face de cap într-un bar local, un grup de soldați sosește pentru a-l aresta, iar John încearcă să se opună, dar este pus la pământ și apoi trezit pentru a fi interogat. După ce se trezește în fața colonelului Powell, John luptă din nou și este aruncat într-o celulă. Powell vrea ca John să li se alăture pentru a lupta împotriva pașilor, dar John s-a săturat și nu mai vrea să lupte. Powell răspunde prin a -l lăsa din nou inconștient, iar John petrece câteva ore, visând familia sa moartă. Când se trezește, John își face treaba în celulă pentru a trage atenția gardianului, îl pune la pământ când se apropie și fură cheile, apoi John scapă pe calul lui Powell. Soldații îl urmăresc și se întâlnesc cu războinici apași, declanșând un schimb de focuri. Powell este rănit, iar John decide să-l ajute. Cei doi fug în canyon și descoperă o mică peșteră. Apa și fug repede când văd un simbol pe o stâncă. John pleacă în explorare și descoperă o cameră cu simboluri ciudate și pereți acoperiți cu aur. Dintr-o dată, un tern apare în spatele lui și-l atacă, dar după ce schimbă câteva focuri de armă, John îl împușcă și observă că bărbatul bărbatul are un pandantiv în mână. Bărbatul moare și obtindu câteva cuvinte, iar John le repetă în timp ce ia pandantivul, teleportându-se afară din peșteră. Acum John se află în mijlocul unui deșert ciudat. Încearcă să se ridice, dar mersul este extrem de dificil și ia câteva încercări. John începe să meargă, descoperind că salturile sale acoperă acum distanțe mari. Mai târziu, John ajunge în vârful unui deal și descoperă un grup de O care dezvoltă pui verzi cu șase membre. În acel moment, se apropie extraterestri care călăresc creaturi gigantice. Șeful Tarca să-l atacă pe John, dar acesta din urmă reușește să scape pe cu un salt mare. Impresionat de abilitățile lui, Tarka se apropie din nou de John și de data aceasta arată că vine în pace. Cei doi încearcă să comunice, dar nu se pot înțelege. Tarka vrea să vadă din nou saltul, dar John, ca răspuns, încearcă să fure armele. Tarka se contraatacă rapid și îl capturează. Între timp, în Ilium, prințesa de a pregătește un discurs despre ultima invenție. Ea este brusc întreruptă de tatăl ei, regele Tardos, și de consiliul său, care discută despre ultimele atacuri ale lui Zodanga, făcute cu o nouă armă. De intervine și explică faptul că a creat o armă capabilă să colecteze acea lumină albastră, pe care o numește Anuaraza. Încearcă să-i demonstreze funcționarea, dar un membru al Consiliului îl atinge și aplică în secret un șoc pentru a-l sparge. Tardos o informează pe Dea că singura modalitate de a opri războiul este să se căsătorească cu Saptan. Regele ignoră rugămințile și le ordonă oamenilor săi să înceapă să planifice nunta, în timp ce afară, membrul Consiliului care a spart dispozitivul își arată adevărata față. Este Tern, care spionează folosindu-și puterile de schimbare de formă. Ce privește ce fascina în în oraș. Tarkas îi cere lui John să sară, dar John refuză și este trimis într-o peșteră cu Tarks. sol îl vizitează și oferă o băutură specială, care îl face pe John să înțeleagă limba înainte de a leșina. John se trezește în mijlocul nopții și este îngrozit de prezența lui Ola, un extraterestru asemănător unui câine. John se luptă cu lanțurile sale și reușește să scape, dar Ola îl urmărește peste tot. Disperat după pandantiv, John urmărește niște zgomote și găsește o petrecere Tark pe care o o întrerupe. Tark începe să lovească, așa că John sare în luptă pentru a opri, omorând din greșeală un Tark și demonstrându-și abilitățile. Când John dovedește că le înțelege limba, toată lumea își dă seama că este opera lui Sola. Dimineața, John este legat de o stâncă și trebuie să asiste la pedepsa lui Sola, iar Tark să anunță că ea va fi următoarea care va fi ucisă. Dintr-o dată, Tark observă nave de război care se luptă pe ceră. Saptan își folosește puterile pentru a ataca o navă inamică, dar de ea se deghizează în soldat și încearcă să alunge nava. Din nefericire, nava este lovită și pierde controlul, făcând-o pe de aproape să cadă și să târne pe margine. John o vede și folosește o săritură în lungime pentru a o salva. Când navele aterizează, John și Dea luptă împotriva soldaților din ambele armate. Ulterior, Saptan îl urmărește pe John. Când este pe punctul de a ucide, Tark se începe să tragă supra navelor, permițându-lui John să sară departe. După aceea, Tark îl acceptă pe John ca unul dintre războinicilor, înfurindu-l pe Haius. John vrea să refuze pentru că nu vrea să lupte, dar Tarcas o amenință pe Dea, și John este forțat să accepte onoarea. Vorbind cu Dea, John își dă seama în sfârșit că se află pe Marte. Căutând răspunsuri, Dea îl duce pe John la un templu, ignorând avertismentul lui Solă de a Nu intra. Dea analizează niște simboluri care vorbesc despre poartă și promite să-l ducă pe John acolo pentru ca acesta să se poată întoarce pe Pământ. Din nefericire, ei sunt întrerupti de Tarcas și oamenii săi, care îi capturează pentru că au încălcat regulile. Tarcas este furios pe John pentru că a băgat o necazor pe sola, care va muri, iar John își dă seama în cele din urmă că sola este fica lui Tarkas. Tarkas se duce pe cei trei în cortul său, pretinzând că vrea să-i pedepsească. Totuși, Tarkas le dă pandantivul și le cere să fugă. Când Aius devine suspicios și intră în cort, trioul a dispărut deja, iar Tarkas este acuzat de trădare. Câteva zile mai târziu, sola își dă seama că de ea nu-i conduce la poartă. De ea că îi duce la Helium pentru a-și ajuta poporul, ceea ce îl înfurie pe John. Implorând, de ea cade în genunchi și explică faptul că este o prințesă care nu vrea să-și pierdă libertatea. De asemenea, recunoaște că poarta nu există. John se împacă cu acest lucru, dar continuă să creadă că pe peștera care l-a dus aici este reală. La scurt timp după aceea, trioul ia o barcă și în cele din urmă descoperă o structură ciudată pe care dea nu a mai văzut-o niciodată. John o duce în vârf cu un salt, iar pandantivul începe să strălucească, activând întreaga structură. O gaură se deschide și doul reușește să intre, unde de folosește pandantivul pentru a activa o diagramă a sistemului solar. Lumina albastră este cea de nu pe care o studiază și are forma pe care John a văzut-o în peșteră. Se dovedește că prezența lui John aici este rezultatul transmiterei unei replice a lui de pe Pământ pe Marte. Pentru a continua să-l studieze, Deia trebuie să-l aducă pe John înapoi pe Helium și pentru a-l convinge să-l făcându-l să se gândească la soția sa moartă. În acel moment, sosește o armată de Tarkas, iar Shang pretinde că este unul dintre ei. John o ia imediat pe Deia și se întorc pe barcă. John îi spune fetei să fugă, în timp ce el rămâne să lupte cu ajutorul lui Ola. Urmează o bătălie furibundă și John reușește să câștige avantajul. Cu toate acestea, în acel moment sosește o navă Helium și pune capăt bătăr. Tardo se întâlnește cu fica sa și îi dezvolă că este cu Saptan, care spune că a venit în pace. De ea acceptă în cele din urmă căsătorie de dragul poporului. În timp ce nava ia pe toți, inclusiv pe John, se descoperă că Ola și Sola s-au ascuns sub pământ. Câteva ore mai târziu, John se trezește într-o cameră luxoasă plină de gărzodangan. El este vizitat brusc de unul dintre soldații lui Dea, care îi cere să se prefacă că static. John îi face jocul și după ce învinge câteva gărzi, ajunge în camera lui Dea. Odată ce sunt singuri, Dea îi cere lui John să lupte pentru poporul său. John spune că nu, așa cădea i dă înapoi pandantivul și îl învață cuvintele pentru a se întoarce pe pământ. Dintr-o dată, garzile intră în cameră. Când ea se întoarce, John a dispărut, așa că ea crede că s-a întors pe pământ. În realitate, John se ascunde pe tavan și când intră pe un coridor pentru a scăpa, este oprit de Shang. Se dezvolă că de ea va muri după nuntă, apoi Shang explică faptul că Tern sunt creaturi străvechi nemuritoare, care există pe mai multe planete și care controlează mereu cursul istoriei. Shang îl duce pe John într-un angar cu intenția de a-l readuce pe pământ, dar în acest moment sosește Ola și îl mușcă pe Shang, eliberându-l pe John. După ce recuperează pandantivul, John fură un avion, răbușindu l în cele din urmă în afara orașului. John nu o poate salva singur pe Dea, de așa că trebuie să se întoarcă la Tark pentru ajutor. Când ajung în sat, sunt imediat capturați, deoarece Aiu se stă acum la conducere. Câteva momente mai târziu, John și Tark sunt aruncați în Coloseum și pus să se lupte cu două mai albe uriașe. John nu poate sări de acolo pentru că este legat cu lanțuri, dar după ce se ferește de mai multe lovituri din partea mai muțelor, reușește să elibereze lanțul și folosește piatra pentru a ucide una dintre bestii. Apoi ia o sabie de pe jos și când a doua mai sare pe el, John o ucide imediat, câștigând respectul mulțimii. După după aceea, John îl provoacă pe aius. Ayus sare, dar John era taie rapid capul. Când John ține un discurs despre salvarea planetei, cu ajutorul războinicilor, mulțimea este nerăbdătoare să-l urmeze în luptă. În timp ce începe ceremonia de nuntă, John îi conduce pe Tark la Zodanga, doar pentru a găsi orașul gol, deoarece nu are loc de fapt în Ilium. Tarka să-l mustră pe John pentru greșeala sa, sublinind că nu pot ajunge la timp și că poporul său nu zboară. Dezamăgit, John pleacă singur cu avionul. Chiar în momentul în care Dea este pe cale să devină soția lui Saptan, John intră pe fereastră și oprește nunta. Saptan fuge, târându-o pe Dea cu el. Dea lovește pe Saptan pentru a-l face să cadă și este de Dintr-o dată, o navă se prăbușește în templu, dezvoluind că Tarka a acceptat în sfârșit să zboare. John sare pe Saptan, cerând informații. Cu toate acestea, lumina albastră se întoarce în corpul lui Sab și lucide înainte ca acesta să poată vorbi. Tarka găsește pandantivul pe jos și când îl ridică, John încearcă să-l ceară, dar în acel moment apare adevăratul John, iar el și Tarka se atacă pe Shang transformat, care dispare imediat. Bătălia se termină și toată lumea sărbătorește pacea regăsită. John scoate vechea verighetă și o cere pe Dea de în căsătorie, care acceptă fericită. După noaptea nu John se duce pe balcon și aruncă pandantivul, acceptând să rămână pe Marte. Dintr-o dată apare un paznic care se dovedește a fi Shang, care îl atinge imediat pe John și îl trimite înapoi pe pământ. John se trezește în peșteră și au trecut mulți ani. El încearcă să spună cuvinte pentru a se întoarce pe Marte, dar nu funcționează. În prezent, Ned termină de citit povestea. An de zile, John a căutat un nou pandantiv care să-l ducă înapoi pe Marte și după multă muncă a găsit ceva, dar știe că ternic îl urmăresc. Atunci s-a hotărât să pună la cale un plan. S-a prefăcut că este bolnav și folosind o travă specială și a făcut corpul să pară mor și l-a dus în criptă, lăsând instrucțiuni speciale pentru ca doar Ned să știe adevărul. Ned se grăbește să ajungă la criptă, dar o găsește goală. În acel moment, un tern apare în spatele lui, dar înainte de a putea ataca este ca mortal. John iese din ascunzătoare și spune că l-a folosit pe Ned ca momelă pentru a-l prinde pe ternă. El ia pandantivul și cere lui Ned să-i protejeze trupul înainte de a intra în criptă, închizându-l pentru totdeauna. Apoi John rostește cuvintele pentru a se întoarce în sfârșit pe Marte. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!